se întâmplă așa, se strâng 12 oameni la Vama, într-un sat din Suceava. Se formează 4 echipe, echipa fiind regizor, operator, monteur. Și timp de o lună, aceste 4 echipe trebuie să găsească un subiect, un concept, să filmeze, să monteze, să livreze o variantă a filmului până la finalul workshopului. Și în timpul ăsta primesc asistență din partea tutorilor și feedback constant. Noi am fost în ediții diferite. Dacă... Eu am fost 2011, Alina a fost 2014. La noi era și producție, era o secție de producție și dictam înțeles dacă în anul Alinei subiectele s-au concentrat în jurul satului unde era workshop-ul. La noi ne-am avut mașini, am putut să ne deplasăm mai mult și să căutăm pe o rază mai largă. E destul de presant, era un workshop foarte intens. Timp de prima săptămână trebuie să-ți găsești subiectul, ca după aia în următoarele două să începi să filmezi și în timpul ăsta să și montezi, să și faci planuri și... Da, a fost o experiență faină, păcat că nu s-a mai ținut anul acesta, e ediția 10-a care o să se întâmple aici la Astra și o să fie un fel de ediție best of, ca să zic, tot ce s-a întâmplat la Astra de-a lungul celor 10 ediții. Ceea ce e cel mai mișto, de fapt, e că în timpul ăla cât ești acolo, te concentrezi doar pe asta, doar pe film. Deci în luna aia nu-ți zboară gândul la nimic altceva, ești cu oamenii cu care lucrezi și asta e lucru principal din viața ta în momentul ăla. Noi am lucrat împreună după ce eu m-am întors de la workshop și am reluat materialul, am revizionat, am reluat și montajul, practic. Da, pe mine e foarte greu. Eu când am fost la Aristoteles am lucrat cu cineva care era student la FAMU și după a fost foarte greu să ne reîntâlnim, să terminăm filmul. Și asta se întâmplă. Îl încep cu o echipă, îl termin cu alți oameni cu care poți ieși în același spațiu, ești compatibil sau... Da, și noi End of Summer l-am reluat după varianta de la Aristoteles și l-am finalizat. Workshop-ul ăsta se întâmplă la final de august, început de septembrie. Și atunci am asociat cumva perioada asta cu finalul vacanței de vară. Și... L-am întâlnit pe unul dintre băieți care era în gașca asta și practic ideea s-a dezvoltat de la sine, pe conceptul ăsta de sfârșit al verii, de sfârșit al vacanței, mai ales că toți prietenii lui tocmai atunci terminau liceul, erau ultimele lor zile de vară și atunci mi s-a părut mișto de urmărit chiar ultimele zile de vacanță. A fost foarte fain să lucrez cu ei, că ne-am apropiat destul de mult și cred că asta a ajutat. Și practic noi am apărut destul de devreme cu camera, mult mai devreme decât s-ar întâmpla lucrurile într-un documentar făcut așa pe îndelete, adică cumva sub presiunea timpului a trebuit să îi obișnuim cu ideea că noi suntem cu camera acolo, suntem cu echipamentul și atunci cred că și pentru ei a fost destul de o experiență faină, le-a plăcut să se implice și să devină cumva vedete într-un film. Da, am simțit asta și era clar că își controlau cumva comportamentul când apăream cu camera de filmat. Dar tocmai din motivul ăsta mi-am dorit să intervin și să rup un pic ritmul ăsta de observație clasică și să am un tete-a-tete cu ei și
să fac aceste interviuri cu întrebări personale la care am participat doar eu și doar băiatul respectiv. Interviuri individuale, asta îmi doream să îi pun într-un context în care sunt doar eu și el. Pentru mine e prima oară când ajung la Astra. Trebuia să ajung și anul trecut, că a fost București unde ești și n-am putut să ajung și mi se pare că e fain. Cel puțin am văzut catalogul și am văzut ce filme sunt în competiție și mă bucur să fiu aici toată perioada și să am așa o cură de film documentar de o săptămână. Cumva simt că te izolezi de restul lumii, intri într-o bulă în care timpul curge altfel. Da. Eu mă bucur foarte mult că premiera filmului se întâmplă la Astra și că e un context din ăsta foarte prietenos. Și sunt curioasă că e prima oară când vin și mă aștept să văd multe filme. Păi nu știu, mi-e greu să zic o industrie. Nu cred că putem vorbi nici despre filme de ficțiune ca o industrie. Dar am început să văd filme documentare care îmi plac. Am văzut filme de autor care mi s-au părut foarte, foarte puternice și foarte valabile. Adică, de exemplu, îmi place foarte mult Ana Vlad și Adi Voicu, ce fac și urmăresc, îmi place Laura Căpățână. Am descoperit anul acesta pe Andrei Jvarț, care nu trăiește în România, e de origine română, dar face film în Germania, care mi-a tras atenția și m-am bucurat să văd filmul lui. Da. Și, adică mi se pare că și în zona filmului documentar se dezvoltă. Încep să particip la festivaluri, încep să fie cunoscut și filmul documentar, nu mai nouă vară românesc ca filmul de ficțiune. Cred că începe să crească. Pe de altă parte, nici eu nu eram interesată de documentar înainte să încep să fac documentar. Adică, cred că e important să existe cât mai mulți oameni care să-și dorească să acceseze zona asta de film documentar înainte ca industria asta să se nască, pentru că altfel e destul de invizibilă și rămâne cumva într-un cerc din ăsta închis. Adică, noi foarte târziu am aflat de Andrei Jvarț și efectiv ne-am îndrăgostit de filmele lui, adică e... Dar cred că o problemă în momentul actual, și nu e vorba numai despre documentar, e vorba și despre ficțiune, e că nu există distribuția filmelor documentare. Odată pentru că nu există cinematografe, au fost foarte mult închise cinematografele din România și există doar cinematografele de mall, care aleg un anumit tip de filme. Și pe posturile de televiziune, nu știu cât de mulți sunt interesate de documentarele care sunt în festivalul de la Astra, de exemplu. Și atunci există un public nișat pentru niște filme care, nu știu, cred că ar putea să devină de interes dacă oamenii ar avea acces la ele. Din punctul meu de vedere, e foarte fain că ești surprins tot timpul în procesul de realizare a unui film. Adică nu ai un script pe care îl urmezi și știi din punctul A în punctul B exact ce se întâmple, ci tot timpul te lași condus de film, te lași surprins de personaje, tot timpul poți să schimbi povestea la montaj. E un proces la fel de creativ, adică e tot timpul loc de creație în fiecare etapă și asta mi se pare cel mai tare. Și contactul uman, apropierea de oameni. Cred că filmul documentar poate fi mai sincer decât un film de ficțiune care e mult mai lucrat și e mult mai manipulativ pentru spectator. Eu mă simt foarte atras de filmul documentar, am lucrat destul de mult pe zona filmului documentar și mi se pare că discuțiile pe care le ai în momentul în care lucrezi la un film documentar sunt țin mult mai mult de etică, de cum îi prezinți pe oamenii respectiv, de cum te raportezi la personaje, de cum te raportezi la poveste, decât în situația filmului de ficțiune, unde lucrurile sunt mult mai stabilite din scenariu.
Avantajul e că e accesibil și că se poate ajunge foarte ușor într-un mediu în care se văd filme documentare, în care sunt implicați oameni importanți din lumea asta și așa mai departe. Faptul că e a 22-a ediție, asta spune multe și mi se pare că nu-i cunosc pe oamenii care organizează, dar sunt sigur că sunt niște oameni care, ducând Astra Film Festival atât de departe, fiind cunoscut, am vorbit chiar ieri cu un regizor american care știa de Astra, mi se pare un lucru fantastic că se întâmplă aici și e foarte bine să existe.